Invitat în cadrul emisiunii online Story by Cornelia Ionescu, Văru Săndel a vorbit despre programul pe care regretatul om de afaceri îl impunea copiilor săi. Se pare că era un om extrem de bine organizat în ceea ce privește nutriția, educația și educația fizică a băieților. La toate acestea se mai adăuga și studierea limbilor străine. El, un om super organizat, programat, cu tot ce însemna nutriția copiilor, educație, program de educație fizică, sport, cu de toate. Le încărca programul cu limbi străine cât erau la Silviu și spunea: Silviu Prigoană s-a stins din viață la doar câteva luni după tatăl său, care a murit în august, la vârsta de 93 de ani. Vasile Prigoană și-a trăit ultimii ani din viață în vila milionarului, care îl avea în grijă. Când tatăl său a murit, afaceristul s-a grăbit să-l îngroape după doar câteva ore de la deces. La înmormântare au participat doar Silviu Prigoană și fiul său cel mare, Honorius. Milionarul povestea că tatăl său nu și-a dorit ca rudele să-i aducă un ultim omagiu, ci a vrut ca înmormântarea lui să fie cât mai discretă, fără preot și pomană. Vasile Prigoană a fost înhumat la cimitirul evanghelic luteran, unde, cu ani în urmă, fiul său milionar cumpărase un cavu de la un asociat. Tot aici își doarme somnul de veci Silviu Prigoană. Ceilalți trei frați ai lui Silviu Prigoană, Daniel, Titus și Valentin, au aflat abia după câteva zile că tatăl lor nu mai este în viață și a fost deja îngropat. Cum să moară tata și tu să nu anunți și să spui că asta a fost dorința lui? Ce părinte ar vrea așa ceva? Ce porcărie este asta? Eu am vorbit cu tata cu 2 săptămâni înainte să moară și nu mi-a spus așa ceva. Vorbeam rar cu el, i-am spus să mă sune el, i-am zis că știu că este Silviu acolo și că nu poate vorbi. Tot ce a spus fratele meu după aceea au fost minciuni, povești. Frații mei nu pot trece peste ce a făcut, dar eu am trecut, sunt alt gen, a spus fratele mai mare al afaceristului, Daniel Prigoană. Frații lui Silviu Prigoană intenționează să facă toate demersurile necesare pentru examarea tatălui lor. Ei vor ca Vasile Prigoană să-și doarmă somnul de veci alături de soția lui, Marioara, care a murit în urmă cu 3 ani și a fost înmormântată într-un cimitir din Gherla. Ce caută tata la cimitirul luteran din București? Trebuia să fie la Gherla, lângă mama. Sunt multe proceduri. Vom lua un avocat și vrem să mergem să-l aducem la Gherla. Așteptăm să treacă circul ăsta. Daniel Prigoană mai spune că Honorius, fiul cel mare al lui Silviu Prigoană, nu le-a răspuns nici acum la telefon rudelor sale de la Gherla. Honorius te minte uitându-se în ochii tăi. Bănuiesc că vrea să intre în politică și avea nevoie de notorietate, altfel de ce ar face tot circul ăsta? Asta e boala lor. Nu răspunde la mesaje, asta a învățat el de la taicăsu. Niciunul dintre noi nu vorbea cu Silviu. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.